Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta ne jucăm Subnautica. Mulți abonați mei au cerut să mă mai joc, așa că o să le accept cererea. Hai să ne apucăm de treabă. Mi-am făcut o listă de lucruri pe care vreau să le fac în acest episod și pe care vreau să le fac în viitor, o să-mi fac, dar acum hai să ne rezumăm la acest episod. Ideea este că acum, după cum puteți vedea, mi-este sete și din păcate am uitat butoane pe care m-am jucat. Dați-mi o secundă, vă rog. Așa, deci nu avem apă la noi. Asta înseamnă un singur lucru. În Seamoth și la vânat de Bladderfish. Nu știu unde am pus Seamoth. A, uite. Welcome aboard, Captain. O să mă îndrept către zona... Stai un pic, am un bug la Seamoth. Se vede partea de din dreapta, nu mai? Ok. Energie nu prea mai avem la Seamoth, dar oricum o să mai craftez, pentru că vom face mai multe drumuri în episodul ăsta, pentru că vreau să mai aduc îmbunătățiri la bază și să mut lucrurile din Life Pod în noua bază. Bun. O să oprim... Uite, și zice, seek fluid intake immediately. Am și uitat că am Siglide. Ok, un piper și peștele mă mai ajută. Noaptea am aflat că peștii sunt mai încheți. Așa. Și la life pot cum e. Și rapid, craftează, grabă, urgență, apă, water. H2O. Prăjim un boomerang. Poate prăjim niște pește. Ca o să mănânc acum, ca să nu trebuiască să mănânc mai târziu. Ok. Deci. Vital signs stabilizing. Bun, mi s-au stabilizat semnele vitale. Dar stai, de ce să... Nu iau lucrurile acum, stai să văd ce am în inventar. Deci... 8 kits, stingătoare de foc, multe, ok. Ce să luăm de aici? Începem cu lucrurile importante. Iau tot ce pot și o să fac ture. Stai, îmi trebuie titanium. Pentru un locker. Pentru că dacă îmi scot... Habitat Builder-ul avem aici. Warlocker. 2 titanium și e aproximativ de dimensiunea acestui loc de stocare. Cred că v-ați prins că eu deja vreau să transfer toate lucrurile de la baza, de la baza veche, ca așa o să-i spun, la baza nouă. Vreau și un pește așa de drum. Și da, mulți abonați au cerut să mai postez Subnautica. Așa că dacă cer, mă apuc de treabă. Așa că către Alpha Base. Și cu botul în pești. Pentru că de ce nu? După ce termin de transferat lucrurile, voi mai decora interiorul puțin și poate dacă mai avem timp, o să mă duc într-un biom în care știu eu că se găsește fragment pentru un bun pool și o să luăm de acolo. Bun. Deci. Un warlocker.
Și dacă le uităm, vedem că putem pune lucrurile aici. Deci, hai să transferăm tot. Baterii, power cell, absolut tot. Numai nu uneltele. Pentru că uneltele sunt foarte importante. Bun, ne-am golit inventarul și mai avem loc pentru 1, 2, 3, 5 obiecte. Hai să văd, mai am titanium aici. Hai să lumim... Nu ce glocker, că poți să denumești astea. O să lumim general, pentru că aici îmi pun lucrurile generale. O să iau aceste stingătoare de foc, pentru că nu trebuie atâtea. Pentru că foc în joc, în afară de Aurora, nu mai găsim în multe locuri. Și o să le arunc pe fundul mării. Le luăm noi dacă e nevoie. Apoi... Stai să trag niște aer. Hai să vedem, deci... Ce alte lucruri mai am? Am moon pool oare? A, uite că am moon pool. Yes! Yes! Avem moon pool. Bun. Atunci... Haideți să facem un moon pool, dar... Pentru asta trebuie să merg la puțină vânătoare de titanium. Deoarece am nevoie de două lingouri de titanium. Ceea ce înseamnă... 20 de bucăți de titanium. Dar o să iau o să fiu șmecher și o să iau metal salvage. Și așa, pentru fiecare bucată de asta de metal pe care o iau, cred că este un fragment de nu știu ce, de scannerul. Să nu zic nu știu ce, poate unii vă enervați că am văzut și eu n-am văzut. Și da. Uite aici. 30 seconds. Asta tot vrea să scanez fragmentele, dar nu. Uite un pui de riftback. Un riftback micuț. Bine, nu e micuț, e mai mic decât ceilalți. Mi se cam duce și bateria de la Psyglide. Dar lasă la fi bine. Deci, dacă fiecare e 4, dacă fiecare bucată de metal, stai că n-am, nu o văd pe cealaltă. Așa. Dacă fiecare bucată de metal e, wow. Dacă fiecare bucată de metal e 4 titanium, atunci mai trebuie să, păi atunci am 4 bucăți, 4, 16, mai trebuie 4 bucăți de titanium. Matematică! Bun. Dar mai țineți minte când am văzut fragmentul acela acolo, pentru că eu am scanat deja toate fragmentele de acel tip, ca să deblochez obiectul. Dacă îl scanez, îmi va da titanium. Dacă... Nu mai văd. Nu mai uită atât de sus, că tot timpul când mă uit de sus găsesc metal salvage. Uite. Că iarba asta e enervantă. Care nu mă lasă să văd absolut nimic. Dar de sus... Dar de sus, pentru că văd iarba mai bine, atunci e mai ușor să mai luăm niște oxigen, pentru că o să mai duc, chiar dacă nu mai am nevoie pe viitor, poate o să am nevoie și după aia o să trebuiască să mă mai duc aici. Așa că o să ne facem treaba mai ușoară. Ce e în cutia asta? Nimic, am scalat de nimic. Wow, 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 cine scoate sunetele alea? Să vedem dacă mai găsesc eu. Câte ceva. Thirty seconds.
cred că am luat destule. O să ne întoarcem către bază. Către Alpha Base. Cu doar 5, din păcate. Dar cel puțin e destul pentru ce trebuie în momentul de față. Nimic. Bun, următorul lucru pe care va trebui să îl obțin este lubricant. Mă umplu de titanium. Bun. Am făcut și acum facem titanium ingot. Ingot. Cum se pronunță? Okay. O să mă uit eu pe Google mai târziu cum se pronunță. Ok. Și o să le punem la stocare. Ce mai urmează? Urmează de la multul. Lubricant și plumb. Avem deja plumb, lubricant ușor obținem. Nici nu cred că mai merită să mă duc cu Simotel după lubricant. Pentru că e în pădurea de... E în pădurea de algi. Acum să-i zic. Uite, vedeți semințele alea? Ales lubricant. E, nu încă, dar o să fie. Așa că o să iau cât mai multe să putem pune și la stocare. Îmi place să am lucruri la stocare în caz că e nevoie. Așa, dacă de exemplu nu pot atunci sau n-am timp atunci să mă duc după resurse, înseamnă că am deja. Bun. Haideți să facem lubricant. În mod normal mi-ar trebui doar o bucată, dar o să fac mai mult și după aceea o să fac și silicon rubber, pentru că cine știe când mai avem nevoie. Pentru că multe construcții în Subnautica au nevoie de silicon, necesită silicon rubber pentru a fi construite. Așa că o să stochez acest silicon rubber, o să iau înapoi titanium și plumb. Și o să construim moonpool-ul. După cum vedeți, această construcție este gigantică, nu chiar gigantică, dar... Bun. Întâi o să desfac acest hatch, pentru că moonpool-ul, cu cât are mai mult loc, cu atât e mai ușor să bagi vehicule în el. Ah, nu v-am spus la ce folosește. Pui vehicule în el și le poți face după placul limitare, adică să le customizezi. Asta va fi prima... Nu se rotește chestia asta. Am uitat complet. Uitați, o secundă. Să le bag în simbă și să mă uit un pic la setea ce am pus eu să rotesc. Ok, ne-am întors cu mumpul construit, pentru că a trebuit puțin să umblu la setări. Acum mi-e sete în joc. Welcome aboard, Captain. Și avem aici after weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Zice că m-ar deranja faptul că sunt pentru atât de multă vreme singur pe o planetă pustie și că dacă îmi fac un animal de companie sau ceva, pot să obțin mai... pot să mă calmez.
Să vedem, era... Deci, lasă. Mi-e sete un joc, dar... după cum vedeți, am construit multul lor, hai să... facem... treaba. Da, de ce mi-ar glitch-uit Simonsul? Adică... Așa. Vedeți? Și l-am pus aici. Ideea este că mie îmi trebuie Vehicle Upgrade Console ca să îmi pot schimba lucrurile, dar prima dată haideți să vedem ce mesaj la radio am primit. Cum construiesc o radio? A, doar cupul mai trebuie. Haideți să facem și o radio în caz că e nevoie. Dar ce am primit la radio? Send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the if co- I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. Regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Okay, deci ideea este că mi-au trimis un lucru, mi-au trimis schematici pentru o navă spațială cu care să mă întorc acasă pe Aurora. Ideea e că eu, ca să ajung în camera aceea de pe Aurora, îmi trebuie laser cutter. Și pentru laser cutter îmi trebuie resurse pe care s-ar putea să le obținem ori în alt episod, ori acum. Dar acum, ideea este că trebuie să mă duc după pește. Pentru apă, nu știu exact. O, uite! Asta pare a fi o zonă bună de unde pot lua pește. Așa. Nu-i peștele bun. Nu vreau baitul. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Așa. Să vedem ce e asta? Cupru. Bun. Așa. Cât de cât. Bine. Să-mi fac mâncare din tip ăștia. New creature discovered. Acum trebuie rapid de înapoi la bază. Să-mi fac mâncare. Și gata. Am rezolvat și apa. Bun. Revenim la bază. Și ce mă face să merg atât de încet? Ce? Am un bug. Stai. Ok, am rezolvat, cred. Și sper. Bun. Deci. O să fac mâncare. Dar prima dată apă. Bun. Ne-am refăcut lucrurile. Cred că baza este destul de bine... nu mușca, nu. Este destul de bine îmbunătățită. Da. Adică ne-am construit un moonpool, ne-am pus locker și radio aici.
Pe scurt ne-am îmbunătățit baza exact ce planuam să facem. Și o să vă spun la revedere! Dacă v-a plăcut episodul, lăsați un like și dacă sunteți noi pe acest canal, aș aprecia să vă abonați. La revedere!